Aici este, să înțeleg, o masă pregătită pentru o intervenție? Da. Pentru că ai menționat faptul că intervenția laparoscopică, chirurgia laparoscopică, da, este actualmente prima alegere a în tratamentul chirurgical și herniile sau eventrațiile pot să fie rezolvate laparoscopic. În partea stângă este modalitatea. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că se introduc în burtă prin patru orificii de aproximativ între 0,5 centimetri și până la un centimetru, patru trocare, patru canale prin care în partea dreaptă se poate suna instrumentele care sunt speciale folosite pentru tratament. De ce chirurgia laparoscopică este prima alegere? Pentru că determină o suferință mai mică din partea pacientului și, în al doilea rând, o reabilitare, o evoluție mult mai bună după intervenția chirurgicală, încât poate să fie integrat în societate, poate să-și reia activitatea inițială. Lucru care este foarte important în zilele de astăzi, pentru că toată lumea, din păcate, mai gândește și din prisma practicului orice intervenție chirurgicală, orice apelare la medic, se gândește, domnule, eu nu pot să-mi permit să stau nu știu câte zile sau nu știu câte săptămâni să mă refac. De aceea, laparoscopia, iată, a venit în întâmpinarea prima alegere, da. pacienților și rezolvă această problemă și ca integrare socială, și ca refacere, și ca reluare activității, oferă foarte multe avantaje. Oferă aceste metode laparoscopice foarte multe avantaje. Să vedem ce mai... E o metodă de intervenție laparoscopică aceasta? Am vrut să arăt prin această imagine ceea ce se vede în cursul intervenției chirurgicale. În partea dreaptă se observă materialul protetic, plasa de polipropilenă care trebuie să fie montată pentru a acoperi defectul de perete a burții. În partea stângă, modalitatea de montaj a plasei care este menținută în poziție prin o serie de tehnici încât presiunea exercitată de conținutul abdominal să fie direct pe materialul protetic și să nu existe posibilități de recidivă, de apariția herniei. Metoda. Știi că poate... eu tot sunt cu întrebările astea, mai ales. Aceste operații, acest tip de intervenții sunt acoperite de casa de asigurări? Da. Aceste tipuri de intervenții sunt acoperite de casa de asigurări și în mare parte și materialul protetic, încât pacienții pot beneficia în servicii chirurgicale de acest tip de intervenție chirurgicală. Am înțeles. Deci nu, pentru că e o mare problemă pentru pacienți și aceasta a costurilor. Ce avem aici? Aici sunt diferite tipuri de materiale protetice, diferite plase care sunt croite în funcție de defectul peretelui burții. În partea stângă este cea mai frecventă plasă, este o plasă dreptunghiulară de diferite dimensiuni, 15 cm, 30 de cm. Depinde de cât de mare e zona. Să vedem ce imagini mai avem. Așteptăm telefoanele dumneavoastră în continuare. Aici avem tot o metodă de intervenție, nu? Da, o metodă de intervenție laparoscopică în cazul herniilor, care ne arată în partea dreaptă, practic, zona slabă a peretelui burții și unde se va opera constă în eliminarea aderențelor la nivelul a intestinului în principal de perete și ulterior la reconstruirea peretelui cu ajutorul unei proteze de polipropilenă. Am înțeles. Deci tot o metodă laparoscopică. Da. Foarte importante aceste intervenții, că se pot face fără a afecta, parcă tu spuneai că orice violare, să zic așa, a organismului produce anumite efecte și atunci e bine să fie de cât mai mici dimensiune această intervenție asupra organismului. Așa este. Lucru pe care laparoscopia îl... Da. Numai că este apreciat de pacient și este important de reținut că cu cât tratamentul este așa
numit mini-invaziv, adică cu o agresiune minimă, cu atât efectele lui sunt cele mai bune. Da. Să vedem imagini. Mai avem imagini, Marius, despre aceste hernii și eventrații. Cred că mai sunt. Nu cred. Ba, iată, mai avem aici tot o... Da, modalitatea, herniile pot să apară și la pacienți care au alte probleme asociate, de exemplu la pacienți obeji, și uneori ajută așa numitul corset să mențină hernia, conținutul abdominal în poziția normală. Dar trebuie reținut că în același timp se formează cu ajutorul corsetului o serie de aderențe. De aceea recomand intervenția chirurgicală în cazul apariției unei hernii. Da, deci mare atenție, stimați telespectatori, ca de obicei la toate discuțiile noastre, sfatul medicului și a specialistului este ca la cele mai mici simptome să vă prezentați la medic. Orice boală, cu cât este mai rapid depistată, cu atât se poate trata mai ușor, și asta cred că e valabil în orice specialitate a medicinii, nu neapărat Profilaxia este foarte importantă, deci prevenirea unei boli este foarte importantă, încât suferința ulterioară să fie mai mică. Chiar ca și metodă de, să spunem așa, de evitare împotriva herniilor, de exemplu, ce putem face ca să le preîntâmpinăm? Dozarea efortului fizic. Dozarea efortului, da, deci mare alimentație, la... Da, o alimentație naturală cât se poate de întărire a organismului, încurajez sportul, este de combătut sedentarismul, deci toate aceste lucruri care țin de o activitate și care de fapt ajută, da, pentru menținerea sănătății și din, da, alte puncte de vedere, da, mă refer la alimentație, sport și așa mai, da, departe. Ajută foarte mult pentru evitarea apariției unei hernii.